Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la TVR Moldova. Pe 3 noiembrie, în 384 de localități din Republica Moldova, va avea loc turul 2 al alegerilor locale generale, iar în Chișinău, bătălie finală pentru capitală va fi dată între candidatul Partidului Socialiștilor Ion Ceban și candidatul blocului electoral Acum Da Pas, Andrei Năstase. TVR Moldova organizează în această seară dezbateri electorale cu cei doi pretendenți la fotoliul de primar, pe care am plăcerea să-i salut în platoul TVR Moldova. Bună seara, domnilor, și vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre pentru a participa la aceste dezbateri importante și necesare. Și noi vă mulțumim pentru invitație și pentru această oportunitate. Domnilor, deci, pentru început, aș vrea să vă explic foarte sumar regulile și condițiile desfășurării acestei dezbateri electorale. Fiecare dintre domniile voastre veți avea la dispoziție câte 22 de minute pentru această dezbatere. Pentru început, timp de un minut, vă prezentați, mai exact, vă recomandați alegătorilor din municipiul Chișinău. Ulterior, vor fi întrebări din partea mea, veți avea câte o întrebare din partea celor care trăiesc în municipiul Chișinău, veți avea posibilitatea să vă adresați reciproc câte o întrebare, dar rugăminte, aveți grijă să păstrați câte un minut din cele 22 de minute, un minut pentru mesajul de final adresat alegătorilor. Cred că până aici este clar, da? Da, este clar. Acum, eu mai am o rugăminte foarte mare la dumneavoastră. Să răspundeți strict la întrebările mele, care vor fi pe parcursul acestei dezbateri. Nu deviem de la subiect, nu zburăm pe lună sau pe Marte, rămânem pe pământ, în zona municipiului Chișinău, ne respectăm și vă respectați reciproc. De acord? Ne-am înțeles. Perfect. Deci, timpii dumneavoastră i-aveți afișat acolo pe ecran, să dăm start dezbaterilor. Procedem la treabă. În ordinea înscrierii în buletinul de vot. Domnule Ceban, începem cu dumneavoastră. Într-un minut. Ce le spuneți alegătorilor? De ce Ion Ceban trebuie să ajungă primar de Chișinău și nu contracandidatul dumneavoastră, Andrei Năstase? Un minut, vă rog. Dragi locuitori ai Chișinăului și suburbiilor, eu nu din auzite cunosc problemele municipalității, problemele fiecărui sector, problemele fiecărei suburbii. Eu am o experiență bună în administrația publică, am o experiență extraordinară în cei 4 ani de Consiliu, da, mi-a reușit mai multe să fac, dar sunt și lucruri pe care nu am reușit să le fac împreună cu dumneavoastră și împreună cu alți colegi. Ca primar voi fi bun, pentru că am o echipă extraordinară, am un program foarte bine structurat pe fiecare problemă care vizează municipalitatea. Și vin la primărie nu să sar în altă funcție, de exemplu de președinte, vin la primărie ca să fac lucrurile să se întâmple azi și aici. Am capacitate de negociere, am o echipă, repet, foarte bună și fiecare proiect îl vom face împreună cu dumneavoastră, pornind de la necesitățile locuitorilor municipiului Chișinău și nemijlocit a suburbiilor localităților care fac parte din el. Domnule Ceban, vă mulțumesc că, domnule Năstase, timp de un minut vă prezentați și argumentați de ce anume dumneavoastră trebuie să fiți primar al municipiului Chișinău și nu Ion Ceban. Vă rog. Stimați prieteni, dragi chișinăuieni și locuitori ai suburbiilor, n-am să vă vorbesc despre mine, mă cunoașteți prea bine, am fost împreună de atâtea ori și atâta timp. Am să vă vorbesc despre programul meu, care este un program modern, un program european, inspirat din bunele practici și din proiectele de succes din cele mai importante orașe din România. Vorbesc despre Timișoara, despre Arad, despre Oradea, despre Cluj, Sibiu, Suceava, Iași. Proiectul meu nu conține promisiuni, improvizații, compromisuri în ceea ce privește dezvoltarea Chișinăului. Am văzut că ce au făcut oamenii în 10-15 ani în orașele lor și asta vreau să fac și aici, la noi acasă, să fac o viață mai bună pentru oameni. Asta ar fi o primă prioritate din proiectul meu. A doua prioritate este să dezvoltăm cât se poate de repede, să creștem accelerarea confortului urban. Dezvoltare economică integrată, o a treia prioritate, reforma administrativă, și aici vorbim despre
combaterea corupției, de eradicarea corupției și a schemelor care, pe baza cărora s-au furat sau sifonat banii din bugetul municipal. Vorbim despre formularea unei identități urbane și culturale a Chișinăului și a suburbiilor noastre. Da, v-ați depășit un minut, dar colegii cronometrează timpul. Toate aceste priorități urmează să le discutăm în continuare. Nu era necesar acum să le dezvoltați, dar revenim la ele, pentru că despre asta urmează să vă întreb în continuare. Dar rugămintea mea e ca la întrebările mele care vor urma să vă încadrați, să încadrați răspunsul în maxim 2 minute, astfel încât să reușim să discutăm și celelalte subiecte pe care le-am pregătite. Acum, revenind la priorități, le-a pomenit Andrei Năstase, domnule Ceban, care sunt primele 3 probleme cele mai stringente pe care intenționați să le rezolvați imediat ce veniți la primărie, dacă veți câștiga mandatul de primar, în cât timp și ce costuri implică soluționarea acelor probleme? Vă rog. Programul meu astăzi vizează activitatea primarului pentru 4 ani de zile și vreau să știți că bugetul total pentru toate inițiativele care le-am prezentat, de la centura Chișinău și până la parcări, de la noi grădinițe și finalizând cu lucruri care țin de termoizolarea clădirilor, de la rezolvarea problemei stației de epurare și finalizând cu înlăturarea mirosului urât și finalizând cu proiecte sociale de importanță foarte mare, cum ar fi compensațiile pentru nemijlocit persoanele în etate, persoanele cu nevoi speciale. Programele pentru tineri, începând cu locuințe și oportunități de angajare în câmpul muncii. Acest program vizează perioada de 4 ani de zile, este evaluat la 30 de miliarde de lei. Astăzi bugetul capitalist 4 miliarde, dacă îl mulțim la 4, ar fi 16, plus creșterea surselor interne și am demonstrat și am arătat de unde putem să creștem aceste surse, 22 de miliarde, plus 8 miliarde din surse atrase din exterior. Prioritățile 3, cele mai mari care sunt, evident, sunt drumurile și trotuarele, plus transportul, nemijlocit transportul către suburbii. A doua prioritate este fondul locativ, pentru că este dezastru în ceea ce ține de administrarea fondului locativ, dar și starea în care se află fondul locativ. Și trei, evident, eficientizarea activității primăriei, asta ar fi lupta cu corupția și trecerea în acest sens la digitalizarea și tehnologizarea primăriei. Sunt evident multe alte lucruri, pentru că Chișinău este în plină criză, ca și întreaga țară, criză economică, criză socială și, în consecință, criză demografică. Vreau să vă spun că există și o altă criză, criză de dezbinare, când politicienii, în loc să se ocupe de lucrurile pe care ar trebui să le facă azi și aici, pentru că nu avem timp de așteptat, am mai spus, 122.000 de studenți erau 10 ani în urmă când eram eu viceministru a educației și astăzi avem de 2 ori și ceva mai puțin. Nu mai avem timp să cheltuim pe polemici, pe politici, politici, trebuie să acționăm. Mă iertați că intervin, dar eu nu zadar v-am adresat această întrebare, pentru că, ca de fiecare dată, oamenii, din moment ce o persoană ajunge în fruntea primăriei, așteaptă câteva acțiuni rapide. De asta vă întrebam dacă aveți o prioritate 0, 1, 2 sau 3. Păi sigur, dacă vorbim despre procesele administrative, atunci este auditul pe diferite activități ale primăriei, pentru că s-au făcut foarte multe nedreptăți acolo. Evident, trebuie să ajungem la un nou organigram astfel ca să includă cât mai mult potențial, începând cu oamenii tineri care sunt creativi și am vorbit despre asta. Care au mai rămas. Și sunt. Inclusiv în Consiliul Municipal, care au acces noi. Evident, ține nemijlocit de situația cu construcțiile neautorizate care un subiect pe care îl vom discuta neapărat. Domnule Năstase, 3 priorități 0 dacă veniți la primărie. În cât timp vă propuneți să le implementați, să realizați, să rezolvați acele probleme și dacă ați estimat și anumite costuri? Vă rog. Da, în principal am vorbit despre direcțiile mele de prioritare. Dar, dacă vreți, imediat trebuie de făcut ceea ce trebuia făcut încă un an și ceva în urmă și ar fi fost făcut dacă niște oameni răi n-ar fi folosit o justiție controlată politic și mafiotic și ar fi anulat alegerile. Imediat ce am câștigat anul trecut mandatul, mi-am propus să elimin definitiv corupția din cadrul primăriei, să elimin schemele prin care se sifonează banul public, se
risipește banul din bugetul municipal și, bineînțeles, aș fi instituit acolo, ceea ce voi face de acum încolo, avertizorii de integritate. O instituție nouă pentru Republica Moldova, dar de care avem nevoie și la nivelul administrației publice locale, dar și cea centrală, și aici pot să dezvolt subiectul, dar cred că vom avea ocazia, astfel încât niciun consilier municipal nu va mai face ceea ce au făcut consilierii municipali până acum, inclusiv fracțiunea PSRM, nu se vor mai face complici și beneficiari ai mafiei imobiliare din acest oraș. Bineînțeles că este nevoie de acest audit, de o inventariere a tot ce are municipiul, a peste 8 milioane de metri pătrați de spațiu comercial, peste 12.000 de hectare, care nu sunt gestionați eficient, riguros, astfel încât să contribuie la suplimentarea și chiar dublarea bugetului municipal. Bineînțeles, există problema stației de depurare și a mirosului urât din oraș și este problema transportului ineficient și insuficient, de o calitate proastă. Sunt problema drumurilor și... Dar asta nu le rezolvați într-o săptămână, două, într-o lună sau două? Haideți ca să vă spun, la drumuri, spre exemplu, este nevoie de un audit al circulației rutiere, așa pe model european, pentru a vedea unde și ce merge prost și unde ar trebui îmbunătățite lucruri. Eu am realizat în cele 4 luni de zile, am realizat 4 proiecte pilot care, iată, că au dat roade în municipiul Chișinău. La Ale Curusău vă referiți, da? La Ale Curusău, la Vasile Lupu, mă refer la cele două parcări, peste 400 și ceva de locuri de parcare de la Testimițeanu și de aici, din centru, de la Tighina. Deci sunt lucruri care pot fi făcute cu bani puțini, dar altele, bineînțeles, trebuie demarate proiecte de anvergură pentru care e nevoie de finanțare. Când oponenții mei spun de finanțare, ei spun că vor aduce 8 miliarde, dar nu spun de unde și nu spun... Da, vom încerca să aflăm, de la domniile voastre, de unde veți aduce aceste resurse financiare vitale. Acum, domnule Ceban, o întrebare pentru dumneavoastră. Dumneavoastră mizați pe voturile tuturor cetățenilor din municipiul Chișinău. Așa înțeleg. Absolut. Da. Din moment ce mizați pe voturile tuturor cetățenilor, locuitorilor municipiului Chișinău, asta înseamnă că mizați pe voturile tuturor, indiferent de etnie, religie, indiferent de viziunile politice, indiferent de orientare sexuală. Și aici vă mai întreb, dacă ajungeți primar, veți autoriza marșurile minorităților sexuale, de exemplu, pentru că e vorba inclusiv de respectarea dreptului la întrunire? Eu m-am mai expus în această privință și anterior, vreau să reiterez. Faci ce vrei, dar atâta timp cât nu afectează acest lucru alte lucruri. Noi am zis nu odată. Acasă poftim, faceți ce doriți, dar haideți să nu facem ceea ce deranjează altă parte a societății în public. Nu voi autoriza. Nu veți autoriza? Nu. Deci asta ar însemna că nu veți respecta drepturile acelei categorii. Nu trebuie să respectăm drepturile majorității, în primul rând. Și aici, cred că dacă ați întreba în stradă unul sau al doilea ce se întâmplă, cum se întâmplă, cred că ați primit un răspuns foarte clar că faceți ceea ce vă doriți, nimeni nu vă lezează drepturile, dar nu expuneți asta în public. Asta este poziția inclusiv a mea. Dar nu considerați că asta ar fi o încălcare de lege din partea dumneavoastră, pentru că avem legea care prevede egalitatea de șanse? Eu nu vreau să mă adâncesc în această temă. M-ați întrebat părerea, v-am spus care este părerea mea. Dar marșurile unioniștilor le veți autoriza? Haideți în felul următor. Deci noi putem să discutăm foarte mult. Există prevederile legale. Eu o să încerc să mă conformez tuturor prevederilor legale. Atât. Deci într-o situație veți acționa pe cont propriu, în altă situație voi acționa în toate legale. Situațiile în conformitate cu prevederile legale. Am înțeles. Domnule Năstase, o întrebare și pentru dumneavoastră. Este cunoscut faptul, nu este un secret, pentru turul 2. Dumneavoastră mizați pe voturile, în special a unioniștilor. E un procent foarte mare, aproximativ 20%. Întrebarea mea, considerați că unioniștii au toate motivele să vă ofere votul și de ce? Până astăzi nu ați avut întâlniri, cel puțin public noi nu cunoaștem acest lucru. De ce nu ați avut întâlniri cu foștii candidați unioniști la primărie Chișinău, i-am văzut în primul tur pe toți, pentru a obține o eventuală susținere publică din partea lor, din partea celor care i-au votat, în favoarea dumneavoastră pentru turul 2. Și dacă ajungeți primar în zilele de 9 mai, în Chișinău,
Veți autoriza evenimente cu hrișcă, vodcă și catiușe, metaforic vorbind, care glorifică trecutul sovietic, pentru că și aici e vorba de respectarea dreptului la libera exprimare. Da, anume că drepturile și libertățile tuturor trebuie respectate. Constituția trebuie respectată și regret că contracandidatul meu apelează la trucuri ieftine legate de acest subiect, dar ceea ce vreau să spun eu este că m-am adresat în permanență tuturor locuitorilor Chișinăului, nu am divizat oamenii în ai lor și ai noștri în unioniști, stataliști, europeni, pro-europeni și așa mai departe. Eu m-am adresat în permanență tuturor locuitorilor Chișinăului în ce privește unioniștii, la care țin foarte și foarte mult, pentru că eu sunt român, vorbesc limba română, am făcut proiecte care fac să apropie cele două maluri ale Prutului, vă pot da exemple multiple. Am relații foarte strânse în România cu oameni importanți de acolo pe care mizez în viitorul pe care mă propun să îl am la primăria Chișinău. M-am adresat în permanență tuturor și mă adresez și pe această cale. Nu e timp de dezbinare, trebuie să strângem rândurile, astfel încât 3 noiembrie să nu ne se întâmple că este un 7 noiembrie, iar 9 mai să nu dansăm cu catiușa și cu hrișcă, cum spuneți dumneavoastră, și așa mai departe. Eu îndemn toată lumea pe 3 noiembrie să ieșim la vot și să fim atenți. Ei ne trag într-o cursă. O să vrea să ne dezbine, să ne aducă în aminte frustrările unora sau altora. Eu m-am adresat, să știți că eu am comunicat cu unii dintre cei pe care îi pomeniți dumneavoastră, cu alții urmează să mai comunic, dar mesajul meu este foarte și foarte clar. Am preluat cele mai bune proiecte sau planuri ale celor pe care i-ați numit dumneavoastră, domnul Chirtoacă, domnul Țâcu, domnul Munteanu, domnul Țurcanu, și le voi implementa deopotrivă cu ceea ce mi-am propus în programul meu. Revenind la evenimentele dedicate zilei de 9 mai, veți autoriza asemenea evenimente în centrul Chișinăului? Cu hrișcă și cu tot felul. Dreptul la asociere este oferit de Constituție, este garantat de Constituție și, bineînțeles, fiecare în limitele respectului față de Constituție și de cadrul normativ vor face exact ceea ce dorește. Nu poți să-l oprești pe socialist să-și etaleze în modul în care știe să-și sărbătorească o sărbătoare sau alta. Eu sărbătoresc Ziua Europei și voi fi cât se poate de inclusiv cu Ziua Victoriei și ceea ce se întâmplă. Da, vreau și eu să aflu părerea. Da, marșurile totuși comunității LGBT o să le autorizați? O să-mi puneți întrebarea când o să fim la rubrica întrebări. Și vă rog să nu luați din timpul meu. Dar pot să vă rog să puneți dumneavoastră. Da, veți autoriza inclusiv aceste marșuri ale... Cred că am răspuns foarte clar la această întrebare în mod cât se poate de exact voi respecta Constituția și cadrul normativ al țării. Dreptul la asociere este un drept garantat de Constituție. Eu am modelul meu de viață. Eu sunt familist, eu am 3 copii, respect dreptul meu la o anumită opțiune și mi-l manifest și, așa cum spunea un Nicolae Steinhardt, parcă spunea, sau mai mult s-au mai spus-o, că libertatea mea se termină acolo, unde începe libertatea altcuiva. Voi fi cât se poate de corect și voi respecta legea. Am înțeles. Domnule Ceban, acum să revenim la marea problemă, una dintre marile probleme ale municipiului Chișinău, pe care ați pomenit-o domniile voastre, domeniul construcțiilor. Așa. Cum s-a ajuns în această situație de haos în sectorul imobiliar din Chișinău, în domeniul construcțiilor neautorizate? Vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră aveți o experiență foarte bogată în activitate în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Cine elibera și mai eliberează autorizații pentru anumite construcții în Chișinău? Ce pârghii are Consiliul Municipal pentru a monitoriza acele autorizații? Ce pârghii are CMC-ul pentru a interveni, dacă este necesar, atunci când se demonstrează că există anumite ilegalități în eliberarea celor autorizații și în ce măsură CMC-ul poate interveni la timp pentru a stopa inițierea unei construcții ilegale și nu doar atunci când vedem deja etaje ridicate? Mulțumesc, foarte bună întrebare. Eu vreau să știți că
Eu am făcut o analiză amplă a domeniului construcțiilor în Chișinău. Am transmis acest raport tuturor, Guvernului, Parlamentului, Procuraturii, Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Este vorba despre 200 de construcții din ultima jumătate de an. Și vreau să știți că fiecare dintre aceste construcții este cu încălcări. De la minimum 2, în medie 18. Astăzi eu am vorbit cu deputatul domnul Vladimir Bolea. Vreau să știți acest lucru. Și în baza solicitării pe care am făcut-o la guvern, iată, vă arăt, aici sunt toate proiectele de lege, amendamente, care urmează să fie aprobate de Parlament pentru a contracara acest fenomen. Și eu mă bucur foarte mult că am contribuit esențial la formularea acestor prevederi. Este și un grup de lucru creat la nivel parlamentar, care a fost creat la inițiativa mea. Conduce acest grup domnul deputat Vladimir Bolea din partea PAS. Și văd că deja sunt rezultate în această privință. Asta este ceea ce avem noi pentru o agendă pe termen scurt. Competențele Consiliului sunt foarte limitate în această privință. Consiliul decide asupra schimbării destinației, de fapt, a unor terenuri sau proiecte, dar nu poate interveni în ceea ce ține de stoparea unor construcții. Noi când am stopat aceste construcții, foarte multe, zeci. Dar un ales local poate afla din timp despre eliberarea unei autorizații sau alta? În principiu poate, dar eu vreau să vă spun cum am să rezolv eu această întrebare. Primul lucru, eliberarea autorizațiilor de construcții, certificatelor de urbanism, ține nemijlocit de direcția respectivă din cadrul primăriei, adică arhitectură, și acolo se fac aceste bazacone. Eu nu vreau ca arhitectorul să devină un birocrat sau să fie un birocrat cum a fost până acum. Eu vreau ca arhitectorul să fie un vizionar, unul care de fapt planifică dezvoltarea Chișinăului. Dacă vreți, până la urmă, el este mai important decât primarul general al municipiului, pentru că primarul este limitat de mandat, iar ceea ce trebuie să facă arhitectorul este să prezinte o viziune foarte clară, să fie creativ, să aibă o echipă de oameni, și deja avem înțelegere atât în Franța cât și în Federația Rusă ca să putem aduce un consorțiu de arhitecți care să ne ajute la trei documente de bază. Primul este concepția de dezvoltare durabilă a Chișinăului, al doilea, planul general urbanistic, într-un an și jumătate ca să-l aprobăm. Trei, este vorba despre ceea ce a spus domnul Năstase, dar pur și simplu nu știi exact cum se formulează această întrebare. Este vorba despre planul de mobilitate urbană durabilă și aici nu este loc de acel audit. Auditul se face în cadrul concepției pentru dezvoltare durabilă, unde avem mega date acumulate pentru toate aceste trei documente strategice. Eu am zis că dacă nu, eu vreau ca să avem o relație bună cu constructorii, dar asta ar însemna că noi trebuie să construim la extensii, dar să nu avem construcții în curțele blocurilor locuite pe teritoriul spațiilor verzi. Multe alte chestiuni de acest gen. Cam asta ar fi în linii mari și îmi propun ca în decurs de o lună deja să schimbăm esențial situația. Eu voi face în așa fel încât primăria să devină tehnologizată și digitalizată, iar certificatele de urbanism și autorizațiile de construcție să nu fie eliberate pur și simplu de oameni, dar să fie eliberate cu participarea proceselor automatizate în calculator, gestionate de calculator. Asta înseamnă că nici nu pot să-l printez dacă este contrar normelor, prevederilor. Unde încalcă? Da, din păcate am avut și acel sistem de repartizare aleatorie a dosarelor în sistemul nostru judecătoresc, doar că i-au găsit ac de cojoc. Credeți-mă că eu sunt absolvent a Facultății de Calculatare Informatică și Microelectronică și Facultății de Matematică. Da, eu știu cum aceste lucruri funcționează. Sunt sigur, dar vă consumați timpul pentru că mai eu cred că e o temă importantă, pentru că la alte dezbatere am discutat și chiar mă bucur faptul că acum putem să discutăm despre lucruri concrete. Da, și acum vreau să-l întreb același lucru și pe domnul Năstase, de ce credeți că s-a ajuns în această situație dezastruoasă și ce soluții aveți dumneavoastră pentru această problemă? Domnul Munteanu, eu am ascultat foarte atent ce spune domnul Ceban și vreau să vă spun o chestie. Nu există absolut nicio scuză pentru niciunul dintre consilierii municipali pentru ceea ce se întâmplă astăzi în Chișinău. 8 din cele 10 construcții, 8 din 10 sunt construite cu încălcări foarte, foarte grave. Mafia imobiliară, a cărei complici sunt și socialiștii,
a luat în ultima perioadă de timp din municipiul Chișinău peste 300 de milioane de euro. Rețineți, 300 de milioane de euro în ultimii 10 ani. Aici o precizare, se impune o precizare. Noastră aveți probe concludente? Există anumite dosare inițiate pe această problemă? Sau sunt doar simple declarații electorale? Dați să vă spun, eu pur și simplu vreau să intervin, pentru că a fost... Eu vă rog foarte mult, eu am fost de două ori învinuit și vreau să spun că este atacat în instanța de judecată. Deja a pierdut în instanța de judecată domnul Năstase, pentru faptul că m-a acuzat de înstrăinarea terenurilor. Pun mâna la inimă și repet, niciun teren n-a fost înstrăinat în Chișinău ultimii 4 ani de zile cu participarea mea sau a fracțiunii mele. Acum, sunteți atacat în judecată, îmi datorați un leu, iar de data asta o să-mi datorați mult mai mult și banii o să meargă la persoanele cu dizabilități. Nu poate un ministru să fie bârfitor. Domnule Munteanu, lăsați timpul să-mi măsoare vorbele. Voi ajunge la primărie și dovezi și argumente voi avea. N-aveți nicio dovadă. Acum, 1. Dovada ilegalităților imobiliare a socialiștilor. Cazul din Bisarion Belinski 4. Foarte scurt. Pentru hotărâre de guvern 789, în 2014, guvernul lui Plahotniuc trece din domeniul public în domeniul privat al statului un teren de 0,26 hectare. Pentru ce? Pentru niște construcții. Așa, cu destinații administrative pentru aplasarea Centrului Național de Medicină Sportivă, Altmed și așa mai departe. Hotărârea guvernului încălca flagrant planul urbanistic general al municipiului Chișinău, terenul respectiv nu avea destinația de bloc locativ și cu atât mai mult cu 9 nivele, ci statut de teren cu destinație specială. Rețineți că asta este foarte important. Adică se puteau ridica pe acel teren doar construcții nelocative, necomerciale și neindustriale. Consiliul Municipal Chișinău, din care făcea parte și domnul Ceban și fracțiunea sa, a votat în integralitate, prin decizia numărul 6 din /2018, modifică ilegal PUZ, /18, modifică PUZ-ul, adică planul urbanistic zonal, cu votul socialiștilor. Concret, se modifică ilegal codul IES special al terenului în IER, destinație rezidențială. Există video la această ședință și poate fi căutată de colegii dumneavoastră și poate fi dat pe post. Oamenii din zonă care au fost consultați, așa cum spune legea, s-au adresat instanții, iar prin deciziile Curții de Apel și Curții Supreme de Justiție pe care le-am anexat aici, iată așa, Curtea de Apel, asta este decizia votată de ei, da? Fiți atenți. Și aici este decizia Curții de Apel și a Curții Supreme de Justiție care anulează acea decizie. Consiliul Municipal Chișinău ce face după ce sunt adoptate aceste decizii? Abrogă acea decizie. Doar că, aici e foarte important, domnule Ceban, este foarte important, acea groapă a rămas. Și am să vă arăt acea groapă care a fost construită și până astăzi rămâne acolo. Rețineți, vă rog, că este foarte important. Iată cum ne mint la televizorul acești băieți. Vedeți? Iată așa, această groapă rămâne și astăzi, iată așa, astea sunt casele de pe malul acelei gropi, iată ce așa arată această groapă și uitați-vă fisurile din acele case. Și astăzi oamenii umblă pe drumuri și așteaptă ca cineva să le repare ceea ce le aparținea de drept. Acum, casele oamenilor se dărâmă, iar cineva trebuie să plătească factura. Eu vă spun cine o să plătească. O să plătească cei care s-au făcut vinovați de asemenea ilegalități. Iată prima monstră din pleada ilegalităților care s-au comis în municipiul Chișinău cu concursul socialiștilor. Și prin la televizor. Acum, haideți să oferim dreptul domnului Ceban. Da, foarte simplu. Habar nu are despre... Îi dau aceste probe să le pună la dosar. Poate să vorbesc? Habar nu aveți despre ce vorbiți. Decizia Consiliului este abrogată la inițiativa fracțiunii Partidului Socialiștilor. Și anume, elaborată de către Dinari Cojocaru, vicepreședintele fracțiunii noastre. Deci, atunci când vorbiți despre ceva, documentați-vă. Iar eu am să vă aduc probe în acest sens, ca dumneavoastră să știți foarte bine. Un fals cât e de mare. Deci, au adoptat. Spuneți-ne de ce ați adoptat acea decizie, de ce s-a început acea groapă, au dărâmat casele. Decizia de abrogare a... Cine a votat? Cine a votat acea decizie? Cine a votat acea decizie? De abrogare ne aparține nouă și este plasată în ședința Consiliului Municipal de către noi, autor Dinar Cojocaru, în decembrie, dacă nu greșesc, acum câțiva ani. Am explicat foarte clar. N-ați explicat nimic. Ați abrogat ce? Cunoașteți. Ce ați abrogat? Decizia despre care vorbim. Consiliul, nu? Da. Cine a votat acea decizie? Care? A Consiliului pe care ați abrogat-o. Eu nu știu despre ce vorbiți dumneavoastră. Iată, stimați telespectatori, trucuri ieftine de propagandă rusească care îți aruncă o minciună și urmă duce, sau haideți, aruncă o piatră. Deci ei au adoptat o hotărâre a Consiliului Municipal cu votul lor.
Eu acum sunt sigur că noi nu reușim să stabilim cine are dreptate și cine nu. Dumneavoastră dumneavoastră ați înțeles ceva ce are de gând să facă domnul Năstase? Pentru că eu am auzit o acuzație, am zis că ea este sterilă, dar n-am auzit ce vrea să facă domnul Năstase. Ce vrea să faci, domnule? Ce vreau să fac eu? Da. Să vă pun să plătiți facturile de acolo unde ați făcut ilegalități. Concret, ce o să faceți? Ce veți face în domeniul construcției? N-ați făcut nimic. V-am trimis raportul și ca ministru de interne n-ați intervenit nimic. Ia spuneți, câte dosare ați instrumentat? Câte percheziții ați făcut la Ministerul de Interne în privința mafiei imobiliare? Zero. Ia numiți-mi 5 firme. Există anumite dosare pe acest subiect. Nu există nimic că falsuri, marca, Ceban și socialiștii. Nu fluturați cu ochelari, vă rog. Socialiștii, repet, au în ADN-ul lor politic două lucruri, trădarea și minciuna. Iată, da, concret, ce ați făcut de la există anumite dosare. Ce ați făcut concret? Să te liniștești. Unu, Ministerul de Interne are mai multe structuri care instrumentează foarte multe dosare. Acest domn a făcut o interpelare. Puțină răbdare și eu sunt sigur că ministerul le va da răspuns la toate. Nu se ocupă un ministru de percheziție și nu se ocupă un ministru de dosare penale, ca să fie clar. Instituția pe care am reprezentat-o și am condus-o 4 luni de zile își face treaba și în acest domeniu. Nistor Grozavu, cel pe care ei l-au protejat atâta timp și au beneficiat împreună cu el de foarte multe ilegalități, stă acum și dă cu subsemnat într-o anchetă penală. Am înțeles. Iată și aici punem punct pentru că vreau să trecem... Ceea ce n-am înțeles eu, ce va face domnul Năstase. Dar știți de ce n-am înțeles nici eu, nici dumneavoastră? Pentru că n-are nicio idee concretă ce va face exact. N-a făcut nimic la minister, nu o să facă nimic nici domnule, la primărie. Domnule Munteanu, ceea ce voi face eu este scris în acest program și am anunțat public deja, am făcut și o conferință de presă în acest sens și acest domn pretinde... Puneți-le pe masă și calmați-vă, vă rog frumos. Acest domn pretinde că le știe pe toate. Eu vreau să vă spun că am o echipă de specialiști care sunt distribuiți pe diverse domenii. Și iată, de acest domeniu se va ocupa un coleg de-al meu care va face parte într-o echipă. Am eu o întrebare. Ajungem și la runda de întrebări. Acum da, chiar v-aș ruga, pentru că a venit momentul. Acum v-aș ruga reciproc să vă adresați câte o întrebare. E nostim. Ieri l-am întrebat, pe domnul Năstase cum se numește cartea cu care a fluturat o săptămână. Da, cred că astăzi aveți o altă întrebare. Și nici măcar nu știa. Vă dați seama? Pentru mine asta este pur și simplu o situație confuză. Acum, o întrebare către domnul Năstase, pentru că... Domnul Năstase, dumneavoastră sunteți unionist? Din respect față de acești oameni, domnule Munteanu, din respect față de acești oameni, nu o să mai permit acestui individ să se joace cu nervii noștri. De ce tremurați? Haideți să vă întreb, sunteți unioniști sau nu? Domnule Ciobanu... O întrebare simplă, sunteți sau nu sunteți unioniști? Eu sunt român. Sunteți sau nu sunteți unioniști? Mai întrebați. Păi da sau nu? Fac tot ce îmi stă în putere ca indivizi ca tine și cei care rup harta României să nu mai acceadă niciodată în structurile de stat ale acestui petic de pământ. Sunteți sau nu sunteți? V-am răspuns la această întrebare. E mai mult decât suficient. Eu de ce vreau să întreb? Dacă sunteți român cum sunteți declarat, cum explicați votul pe care l-ați făcut la APCE în favoarea Rusiei? Și cum comentați, și o să dați în judecată pe viceprimarul de București, care v-a acuzat de legături cu serviciile speciale rusești. Iată aici vreau să-mi spuneți. Pentru că eu cred că un român declarat trebuia să aibă o altă atitudine la APCE. Iată cum funcționează propaganda. Iată, acest individ folosește aceleași tehnici pe care le-a folosit Plahotniuc în alegerile din 24 februarie. Au ei un băiat acolo de mingi la București, pe care bineînțeles că o să-l dau imediat în judecată și termin cu aceste alegeri. Un individ care a lansat în spațiu public de mai multe ori acuzații și la adresa mea și la adresa Maia Sandu că am fi agenți FSB, că am fi membri a unor grupări criminale. Nu, și adresa doamnei Sandu. Iată, acel individ face de fiecare dată sluj înainte lui Plahotniuc, acum lui Ceban. Atât așa pregătesc ei. Cineva aruncă spațiu public o minciună, iar ei vin la televiziuni și le tirajează. Vreau să te întreb o chestie, dacă nu stați este... Un pic. O secundă, nu mi-ați acum răspuns. Eu vorbesc, da, stimat. Acum ca să fie clar. Nu mă atingeți, tutuiți, vă rog frumos. Că... Domnule Munteanu, eu în România... Haideți să ne respectăm. Numai o secundă, domnule Munteanu, pentru că mă întrerupi și nu este bine. Am în România atâția prieteni. În ultima perioadă de timp am fost cel puțin de 6 ori în România și m-am văzut de 4 cu domnul președinte Iohannis, care este și președintele sau șeful Consiliului de Securitate a Statului. Oare credeți că domnul Iohannis s-ar întâlni cu un agent FSB? Eu vă întreb pe dumneavoastră. Oare credeți dumneavoastră că marii primari ai României s-ar întâlni cu mine? Este un
clown la București, care lansează de fiecare dată în campanie electorală tot felul de fumigene. Și iată ei le înghit. Eu răspunsul nu și cei care ne privesc de acasă, nu. Acum, domnule, nu stați o întrebare către domnul Ceban. Încă o dată, deci viceprimarul de București a fost numit clown de ministrul de interne. Păi ați spus, este un clown. Un clown. Clown? La fel ca și dumneavoastră. Clown e corect în limba română. Vă mai fac o dată avertizare. Clown. Clown e în limba rusă. Vă stați o întrebare către domnul Ceban. Acum vreau să vă întreb, de ce ați votat la APCE pentru Federația Rusă? Pentru mine este un fals ordinar. Eu am votat pentru revenirea în Consiliul Europei a unui stat care trebuie obligat de fiecare dată când încalcă drepturile omului să le respecte. Și ați văzut efectele acelei decizii. Eu m-am raportat și m-am racordat la o majoritate europeană. Acolo au votat francezii, au votat românii, au votat spanioli, italienii. Iată ce fac eu. Eu fac politică europeană. Eu nu votez pentru Rusia, pentru Ucraina. Eu votez pentru poporul meu și pentru Republica Moldova, pentru că pe ea am reprezentat. Domnul Popușoi a votat altfel. Răspunsul este clar. Acum, domnule Ceban, acum să-i oferim posibilitatea și domnului Năstase să vă adreseze o întrebare, pentru că mai avem și alte subiecte. Aștept întrebare. Domnule, prea multe întrebări au oamenii ăștia la dumneata. Cu mare drag. Eu mă întâlnesc cu fiecare zi cu foarte mulți oameni și la toate întrebările răspund și la jurnaliști, le răspund la toate întrebările. Și dumneavoastră vă răspund la toate întrebările. Domnule Ceban, cu ce drept ați considerat dumneavoastră că alegerile de anul trecut pe care le-ați pierdut trebuie anulate, domnule Ceban, și v-ați adresat imediat în instanța de judecată, chiar imediat după ce m-ați felicitat? Teze pentru dezbaterea cu Ceban. Ia uitați ce scrie. Sunteți omul mască. Dar, domnule, astea sunt tezele mele. Domnule, da, și aici l-a furat. Domnule, uitați-vă, și aici l-a Doamne, furat. Ăștia știu. Doamne. Ăștia știu. Ia uite, scrie, sunteți joker. Uite, da, domnule, ești un joker. Uite, sunteți omul mască, sunteți joker. Hai că suntem la școală să tragem cu caietul. Vă dați seama. Deci, în fură din timp, în fură din idei, uitați-vă ce face. Răspundeți la întrebare, vă rog. Eu v-am mai spus, domnule Năstase, și dumneavoastră nu vreți să ascultați și iarăși manipulați opinia publică. Ați zis că mi-aduceți dovada unde am solicitat noi invalidarea alegerilor. Hai, arătați-mi. Exact. Aș putea să iau din timpul dumneavoastră? Nu. Nu. Atunci, prieteni, am să iau din timpul meu pentru că este un lucru foarte și foarte important. Domnule Ceban, eu mă mir că mai sunt oameni care cred minciunile dumneavoastră. Știți de ce? Nu. Vorbiți, este important că eu trebuie să vă dau toate argumentele, domnule Ceban, și îmi luați din timp. Prieteni, ca să fie clar, uitați-vă cronologia unui act criminal produs la regia sau sub regia lui Plahotniuc de către acest domn. Iată ce se întâmplă. Pe data de 3 iunie eu am câștigat alegerile în municipiul Chișinău. La scurt timp, Ivan Ceban m-a și felicitat. Știți ce face a doua zi? Își instruiește avocații să se adreseze instanța de judecată care să ceară constatarea faptului că eu aș fi greșit, că eu aș fi făcut agitație electorală. Succint, vă rog. Succint. Iată cererea lui de chemare în judecată. Vă arăt aici. Da? Fiți atent. Așa și cere să se constate că am greșit. Ok. Uitați-vă ce îi se spune lui pe 7 iunie. Un lucru foarte important de reținut. 7 iunie vă va marca probabil toată viața. 7 iunie. Vi se spune în instanța de judecată că nu aveți dreptate și dumneavoastră știți ce faceți? Mergeți mai departe în instanța de judecată la Curtea de Apel și la Curtea de Apel unul Bârcă, despre el știe tot internetul, emite o decizie prin care mă constată că aș fi încălcat legea. Știți ce face Berdilă mai târziu pe data de 19? Pune la baza hotărârii sale o decizie judecătorească, o hotărâre judecătorească solicitată de Ivan Ceban. La fundamentul acelei decizii a lui Berdilă stă solicitarea și hotărârea pe care a prezentat-o reprezentantul lui Ceban. Iată am care este adevărul. Este clară. Nu este clară. Eu vă rog să-mi citiți concret, exact, unde am solicitat noi invalidarea alegerilor, pentru că sunteți un manipulator ordinar. Domnule Munteanu, iată așa procedează. Vă rog să-mi citiți, vă permit acum, chiar să citiți. Am citit de pe foaie permanent. Am specificat foarte clar ce au făcut acești domni. Vreau să vă spun un lucru. Doamne. Este adevărat, domnule Ceban, nu dumneata ai sucit cuțitul. O secundă, domnul Munteanu, nu dumneata ai sucit cuțitul. N-am sucit niciun cuțit. Dumneata ai dus cuțitul cu care Berdilo a străpuns, a înjunghiat democrația în Republica Moldova, a înjunghiat voturile a 129.000 de oameni care m-au votat pe mine și a celora care v-au votat pe dumneavoastră, care n-au nicio vină că acest oraș a fost văduvit pe timp de un an și ceva
de un primar, de proiecte de succes, gata, de drumuri mai bune, de iluminat public, gata, de pune punct acest subiect, aveți puțin timp. Vă rog să-mi arătați unde am solicitat eu sau colegii mei invalidarea legilor. Voi face acest lucru, voi publica toate aceste lucruri pe internet, dar să le citiți fiecare. Citiți, vă rog frumos, o propoziție din decizie. Nu pe timpul cu acest individ, vă rog din suflet. Padeți, domnul Năstase va publica această decizie. Acum ca să știți, nu are și nu există o astfel de solicitare. Și aici trișează domnul Năstase. Apropo, în acea decizie a doamnei Berdil am fost și eu descalificat, exact ca și domnul Năstase. Eu am condamnat atunci și condamn până în prezent această acțiune care a fost făcută de, și la indicația fostului regim. Punct. Nu există solicitare de invalidare a legilor din partea noastră. Domnule Munteanu. Acum haideți vă propun, pentru că avem și câte o întrebare din partea chișinăuienilor pentru fiecare dintre domniile voastre, după care asta o să revenim. Deja să mai trei minciuni pe care le-a spus în această campanie le-am demonstrat. Iată, și acum vă demonstrez. Da. Acum aș ruga colegii să pună pe post întrebările pregătite pentru contracandidații din platoul nostru. Domnul Ciuba, ar trebui întâi să regulați întrebarea transportului, să vă puștesc cum scade, să nu umbli cum vreau ei. A doilea, ulițele, Ciuba, de a ajunge atât, mă. Și a treia, să facă ceea ce au făcut mâinii, să oprească distrugerea Chișinăului. Domnul Ciuba, este clară întrebarea? Foarte, foarte clară, dacă vorbim despre prioritățile în transportul public. Da. Am zis, avem 144 la moment de autobuse, avem nevoie de încă 100. Autobuse bune, moderne și avem înțelegere deja de unde să le aducem și cu ce preț ca să fie... De unde, la ce preț? Eu cred că cea mai bună soluție în această privință ar fi colaborarea cu Belarusul. Pentru că, exact ca și în cazul troleibusurilor, avem, în primul rând, un acord interguvernamental. Pe această linie putem face aceste tranzacții fără intermediari, cum s-a făcut în cazul troleibusului când a fost o firmă căpușă pusă și astfel troleibusele ne-au costat mai scump. Am putea să facem în această privință, ca să știți, și un centru de modernizare, dar și de asamblare aici acasă și respectiv să extindem această cooperare cu România, pentru că și ei au procurat astfel de autobuse foarte multe, Serbia, Bulgaria, dar nu au acces bun la însuși la Belarus. Evident, putem examina diferite opțiuni, dar asta ar fi cea mai ieftină. Și fără ca să fim obligați să facem tot felul de licitații publici în această privință. Da, dar m-a întrebat domnul și despre păstrarea centrului vechi al orașului, iar aici aș adăuga și eu ocrotirea, revitalizarea monumentelor istorice. De acord. Haideți să finalizez cu transportul public. Prioritatea pentru noi este ca transportul să meargă pe bandă dedicată, conform unui orar strict, inclusiv în suburbii să ajungă, iar nodurile să fie fixate în felul următor. Prioritate pentru autobuz, troleibus. Troleibuse mai avem și de astea nevoie de 100, dar iarăși cu aparat de aer condiționat, ca iarna să fie cald, vara să fie așa cum ar trebui să fie, și să ajungă și în suburbii conform orarului strict. Maxi-taxi te duce acolo unde nu circulă troleu și autobusul. Cam asta este viziunea noastră, dacă foarte, foarte succint. Evident, avem foarte multe în detalii spuse. Am zis că avem nevoie de acest plan de mobilitate urbană durabilă. Asta ar însemna tot ce ține de infrastructura de transport, infrastructura rutieră în acest sens, pietonală, bicicliști, alte tipuri de transport, parcările din municipiu. Acum, în ceea ce ține de centru istoric, știți ce cel mai grav este? Cât ne-am întins noi să discutăm despre dreapta și stânga, clădirea primăriei, care este cartea de vizită a Chișinăului, se dărâmă. Dacă ați văzut cum iese din balcoanele, care sunt mai frumoase decât multe balcoane a clădirilor din Europa. Vineam cu un arhitect din Roma și zicea, uite, ăsta e balconul de la primărie. Să știți că semăna foarte mult cu balcoanele pe care le avem noi în castele foarte vechi, inclusiv cel de la Verona. Da, deci și este o prioritate pentru dumneavoastră. Păi normal că este o prioritate. Acum, și concepția de dezvoltare a centrului istoric, pe de o parte, pe de altă parte, aspectele legate de dezvoltarea zonelor turistice în acest centru. Noi putem reabilita
în principiu, în 4 ani de zile toate aceste lucruri. Dar vreau să știți și încă o chestiune, pentru că primăria se dărâmă și acolo este făcut așa gaură la balcoane și scoase țevele de la aparatele de aer condiționat. Colegul meu din Roma, prietenul meu, un arhitect, a zis că pentru asta în Italia ar fi dosar penal pentru toți, absolut cei implicați. Da, domnule Ceban, spuneți că este o prioritate inclusiv acest domeniu atunci când vorbim de monumentele istorice, păstrarea lor, dar ce ați făcut dumneavoastră? În 2006 erați membru a guvernării comuniste. Ce ați făcut dumneavoastră atunci pentru a împiedica distrugerea conacului Teodosiu, care era amplasat între Ministerul Agriculturii și Președinție? Cine trebuie să răspundă? Dumneavoastră mi-a atribuit niște lucruri care nu am nicio tangență. Eu am fost viceministru la educație. Eu am creat 82 de centre de copii și tineret, inclusiv centru Artico. Și cât am făcut eu acolo, atât a rămas. Pentru că mai mult nu s-a făcut. Liceul real s-a distrus, spațiile aferente s-au distrus, teatrul care trebuia să devină pentru cine copii. Cine trebuie să răspundă pentru distrugerea conacului Teodosiu? Cine l-a distrus? Același trebuie să răspundă. Dumneavoastră știți că... colegi? Păi eu nu știu cine exact a participat în toată această afacere, dar cine s-a făcut vinovat, trebuie nemijlocit să răspundă. Este clar? Acum, haideți, urmează întrebarea pentru domnul Andrei Năstase. Regia, vă rog. Domnul Năstase, am vrut să începeți cu ordine în oraș și cu mirosul neplăcut din oraș, de la stația de epurare. Și mai departe ce aici cere pentru îmbunătățirea vieții oamenilor, mai ales a bătrânilor. Domnule Anastase? Da, întâi de toate n-a fost o întrebare, a fost o doleanță și chiar mă bucur că oamenii au încredere în mine și deja mă văd acolo. Voi avea grijă și de securitate, voi avea grijă și de curățenie, dar voi începe curățenia, bineînțeles, cu primăria Chișinău, voi combate corupția, voi eradica toate schemele de acolo, astfel încât să avem bani și pentru, mai mulți bani pentru asistență și protecție socială, iar acești bani, să nu mai bani pentru reparații, pentru transport, să-i aducem din străinătate, să-i aducem de acolo de unde îi putem accesa, din Europa și din România, pentru că banii care avem astăzi nu sunt suficienți pentru aceste proiecte mari. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru încredere, doamnă. Da. Întrebarea doamnei a ținut, nu, pentru că e bună întrebarea pentru un ministru de interne. Întrebarea doamnei a ținut de ordinea în oraș, securitatea. Iată când tinerii sunt bătuți în parcuri și eliberați din comisariatele de poliție cei care au bătut. Dumneavoastră, cum le comentați? Ce o să faceți concret pentru a menține ordinea publică? V-am citit ieri din rapoartele dumneavoastră. Răspunsurile am depășit. Nu, dar asta e foarte important, pentru că avem depășiri pe 300%, pe 100%, pe 66% în fiecare sector. Crime excepțional de grave. Cât nesimțire, cât fals. Vreți să spuneți că nu sunt vreau să vă spun un lucru. Cooperare loială dintre instituții. Fie că este vorba despre MAI, primărie. Am semnat un memorandum care dă roade și dumneavoastră cunoașteți despre proiectele pe care le-am realizat deja. Repet, oamenii trebuie să înțeleagă. Avem nevoie de cooperare și nu de competiție sălbatică, așa cum s-a realizat până nu de mult în municipiul Chișinău. Amintiți-vă de scandalurile pe care creau socialiștii, de bătăile de acolo. Amintiți-vă ce circulă pe Facebook. N-aș vrea. Ce circulă? Ordine la primărie și în oraș va fi atunci când vom scăpa de socialiștii de Ivan Ceban. Vă asigur eu. Eu sunt pericol. Mare. Da, banditi. Mare pericol, pentru da, că n-ați făcut nimic în acest oraș da, de natură să ne asigure o viață mai da, bună cei care și vând confort. Droguri. Urmăriți să sai de poliție repede. Eu urmăresc în cartiere. Și? Domnule ministru, situație dezastruoasă. Dezastruoasă. Am zis că la minister, și vorbiți cu colegii dumneavoastră, mai proaste situații astăzi nu există, de la 2000 încoace. Situația criminologenă este în creștere totală și există întrebare normală a persoanei față de un polițist. Pentru că dumneavoastră astăzi sunteți și polițist. A fost sugestia să începem cu asta. Nu știi ce înseamnă întrebare, ce este o sugestie. E problema lui. Ce nu știu? Domnule Ceban, o următoare întrebare foarte, foarte rapid. Care sunt foștii primari ai Chișinăului care ar putea fi modele pentru dumneavoastră și ce orașe europene sau din alte zone pot fi ca model de dezvoltare din care vă veți inspira? Evident, domnul Nor, primul primar care din 1817, dar cel mai bun primar al Chișinăului a fost Carol Schmidt, care a guvernat Chișinăul timp de 26 de ani, din 1877 până în 1903, și a făcut din acest oraș o perlă. Și eu mi-aș dori foarte mult să învăț
Arhitecția am avut extraordinar, Bernadați și Iusef, care au avut lucruri mărețe a spune și face și proiecta aici în Chișinău. Iar în ceea ce ține de capitale, trebuie să vedem că sunt capitale identice după mărime. De exemplu, Ljubljana sau, de exemplu, Tallinn. Avem de învățat de la fiecare. Să știți că de la Iași și Cernăuți avem de învățat, pentru că sunt, nu sunt capitale, dar sunt orașe care au același buget și sunt administrate mult mai bine decât este în Chișinău. Avem și centru istoric acolo, avem și companii mari, avem și oportunități pentru tineri, avem și locuri de agrement bune și, da, este mai sigur cu mult decât ceea ce avem la Chișinău din punct de vedere ordinii publice, etc. Domnule Anastasă? Deci vorbim despre... Uitați-vă cât în esențire să compari Chișinău cu Iașu la capitolul bugete. Iașu fiind mai mic, Chișinău fiind mai mare, nu poți să te întreții cu același buget. Bugetul Alba Iulia, spre exemplu, este atât de mare, mai mare, sau raportat la numărul de locuitori. Cât e concret? Domnule, la Cluj este mai mare, 350... Domnule, domnule, vă dau toate cifrele. Dar nu uitați în foaie. Domnule, ești un nesimțit. Oameni buni. Ceea ce vreau să vă spun este că... Și am să-l citesc pe Ciorcea. Lăsați-mă să-l citesc pe Ciorcea. Știți cum sunt socialiștii? El spunea despre ei, despre socialiști. Dom'le, ăștia când se pornesc undeva, nu știu unde se duc. Când ajung acolo, nu știu unde se află. Iată, ei nu ne-au spus niciodată unde văd ei Chișinău peste 5, peste 10 ani. Eu îl văd în rândul capitalelor europene. Eu îl văd în rândul capitalelor noastre istorice. Că vorbim de Iași, că vorbim de Alba Iulia, că vorbim despre Cluj, capitala noastră culturală sau capitala educației și capitala culturală Sibiu. Iată acolo văd eu. Ei vorbesc fără a aduce niciun fel de suport. Am înțeles răspunsul dumneavoastră. Câte o ultimă întrebare? Nu, aici domnule, am unul, o completare câte întrebare? Vă rog, nu mai avem timp. Haideți, domnule Ceban, dumneavoastră le garantați cetățenilor că dacă ajungeți primar, nu o faceți pe mama dumneavoastră șefă la vreo întreprindere municipală, direcție din cadrul primăriei? Nu are nevoie mama mea să fie șefă la direcție sau la o întreprindere municipală. Dar revenind, să știți că eu sunt mândru de mama mea. Ea a făcut 80% din toate proiectele sociale care sunt și pentru compensații pentru bătrâni, și pentru protezare oculară, și pentru protezare dentară. Și eu învăț foarte mult de la ea. Dacă vreți cumva, în acest sens, să găsim o interpretare, în fiecare zi învăț, pentru că a făcut enorm de mult. A lucrat în sectorul medical, după care a lucrat în sectorul asistenței sociale. Eu nu sunt sigur dacă există vreo persoană care să știe mai mult în ceea ce ține de aceste competențe profesionale, mă refer la asistență socială, în municipalitate decât ea. Eu o apreciez foarte mult și să știți că învăț foarte mult de la ea. Acum, revenind la citate, vreau să știți, un citat vreau să vă aduc. Este foarte important și vă vizează nemijlocit, domnule Anastasie. Barack Obama spunea că democrația cere compromis chiar dacă ai dreptate la 100%. Noi toți suntem diferiți, dar trebuie să ne împăcăm cu gândul că nu trebuie să dezbinăm unul pe altul, societatea, trebuie să ne conjugăm efortul că nu mai avem timp astăzi de pierdut, domnule Anastase. Trebuie să ne apucăm de lucru, să răsuflicăm. Asta așteaptă oamenii. Oamenii asta așteaptă de la guvernarea centrală și noi nu furnizăm rezultate. Da, oamenii asta vor aștepta și de la Vă rămas un minut, aceeași întrebare de la municipiu. Dumneavoastră un pic reformulată, domnule Anastase, promiteți că nu veți promova dacă ajungeți primar cu metri rude în funcție de conducere la primărie? Bineînțeles, meritocrația, integritatea și profesionalismul sunt criteriile mele de bază și compromisul nu fac niciodată în ce privește principiile și valorile mele. De asta nu avem nimic în comun cu ei. Nimic absolut. Și dacă tot și-a tras încă o mască, cea de conciliant, ați văzut-o pe final, în această campanie electorală și-a tras mai multe măști, de conciliant, și-a făcut una de român, și-a făcut una de tehnocrat, una de european. Iată, când, domnule Ciobanu, vă dați masca jos sau măștele jos? Aveți 50 de secunde. Faceți acest lucru din respect față de acești oameni pentru că i-ați sfidat și i-ați... Da. Acum, minutul de final, domnilor. Haideți, de final pentru alegători. Vă adresați, vă rog. Eu am văzut că aceste lucruri erau scrise. De asta am... Erau scrise. Mesajul de final pentru alegători, vă rog. Domnule Ciobanu. Bine. Tot timpul a fost divizată societatea noastră și este regretabil acest lucru. S-au invocat tot felul de speritori. Că uite, așa sau așa, dreapta, stânga, toți noi, indiferent de opțiunile noastre politice, respirăm același miros urât de la stații de epurare. Mergem pe aceleași drumuri, ducem copiii la aceleași grădinițe, la aceleași
școli, mergem în același transport public, avem aceleași probleme legate de neamenajarea curților, blocurilor de locuit sau nerepararea fondului locativ. Eu vin cu propunerea să ne conjugăm toți absolut eforturile. Eu am programul necesar, sunt deschis, am o echipă extraordinară și sunt gata să colaborez cu fiecare dintre consilierii din Consiliul Municipal ca să schimbăm lucrurile de mâine. Nu mai avem de așteptat. Vă chem la vot pe 3 noiembrie. Domnule Ciobanu, vă mulțumesc, domnule Năstase. Oameni buni, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că și anul trecut și în primul tur ați avut încredere în mine. Vă invit și de această dată, pe data de 3 noiembrie, să facem un efort, să strângem rândurile, să rămânem uniți și să votăm așa cum ne dictează inima și rațiunea. Să votăm pentru o capitală europeană, o capitală pe care să o punem în rândul capitalelor noastre istorice, în rândul capitalelor europene. Pentru o viață mai bună, pentru dreptate, pentru echitate, pentru bună înțelegere și bineînțeles. Să facem așa încât 3 noiembrie, să nu fie un 7 noiembrie. Ei asta își doresc, noi nu. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru participare la această dezbatere. Domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție. Pe 3 noiembrie ieșiți la vot, alegerea va aparține. O seară liniștită.